Veștile din economia privată continuă să fie neplăcute pe măsură ce combinația dintre criza de personal și creșterea salariilor dă peste cap planurile de afaceri din câteva industrii întregi. Unul dintre cei mai respectați lideri ai antreprenorilor români, Cristina Chiriac, vorbește despre dimensiunea incredibilă a numărului firmelor afectate. Primele multinaționale care pleacă sunt furnizorii de cablaje auto, deoarece ne-au ales pentru forța de muncă ieftină, iar creșterile de salariu nu le convin. Filiala producătorului japonez de componente auto Sumitomo a închis de acum un an fabrica din Orăștie cu 1000 de angajați. Acum câteva luni, Key Safety Systems din Curtici cu 300 de angajați și-a mutat liniile de producție în Ungaria, o parte din personal fiind relocată la uzina din Arad. Aceeași soartă ar putea să o aibă în curând altă fabrică a grupului în Hunedoara, unde se produc centuri de siguranță și airbag-uri. Altă industrie care suferă este cea textilă, unul dintre sectoarele în care s-au făcut cele mai multe restructurări în ultimul deceniu. Se produce folosind mâna de lucru puțin calificată locală, considerată ieftină, iar materia primă este importată, prelucrată, apoi exportată din nou. Efectul majorării brutale a salariului minim e însă mult mai amplu, susține cu cifre șefa Federației Patronale a Femeilor Antreprenori din România. Mă refer în special la majorarea salariului minim pe economie, care s-a făcut brusc, fără consultarea partenerilor de dialog social și care afectează întreaga gamă de antreprenori din România. Pornind de la antreprenorul mic, care este cel mai vulnerabil, până la antreprenorul mare, multinațională, dacă vreți, afectând cu predilecție segmentul de comerț și prestări servicii. Și dacă ar fi să facem o estimare a companiilor care activează pe acest segment, vă pot spune că peste 25% dintre acești antreprenori activează în acest segment.